Bună ziua la un nou episod al podcastului meu, Avangarda cu Ionus Vulpescu. Astăzi am bucuria de a-l avea oaspete pe domnul profesor Jean-Jacques Askenazi, membru de onoare al Academiei Române. Domnule profesor, mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea de a purta această discuție. Mulțumirea mea este la fel. Ceea ce doresc să spun că pentru a deosebi această întâlnire a noastră de uzualul celorlalte podcasturi ale dumneavoastră care apar pe internet, aș spune că ceea ce caracterizează această întâlnire a noastră de astăzi este faptul că un, un, o persoană care Ia un interviu de vârsta de 47 de ani. Se adresează unei alte persoane care are exact dublul acestei vârste. Eu am 94, dumneata e 47, deci cred că această caracteristică dă o nuanță de, de ceva mai special, mai deosebit a întâlnirii noastre. Contează diferențele de vârstă atunci când oamenii sunt în dialog sau atunci când oamenii se, se apropie? De obicei, nu, dar acest răspuns este un răspuns idealizat. Adică diferența dintre generații în ultimele două secole s-a accentuat. Adică aș putea spune că diferența dintre generația, nu generația mea, generația a fiului meu și generația nepotului meu este un abis. Adică modificările care au avut loc în ecosistem și în societatea umană. Adică faptul că a avea pe 10 degete ale mâinii întreaga lume, adică internetul, mondializarea, globalizarea, produce niște schimbări care, dacă aș avea talentul să le schițez, a spune doi tineri îndrăgostiți care intră să bea o cafea împreună, scot iPhone-ul fiecare și timp de jumătate de oră cât stau acolo, fiecare vorbește cu iPhone-ul lui fără să scoată un cuvânt între ei. Deci aceste, aceste modificări, acestea au jucat niște roluri atât de profunde încât nu putem compara diferența dintre ultimile două generații cu diferențele de acum 10 generații. Erau diferențe și atunci, dar nu demonstrozitatea asta. Care ar fi lucru pe care l-ați învățat și de care erați sigur. În școală, în practica noastră, în, în profesia care v-ați dedicat și despre care o să vorbim. Și realitatea de azi, adică ce vă șochează cel mai mult? credeți că știți un lucru și de fapt ați dat seama că realitatea lumii de astăzi e în altă parte. Una din, una din lucrurile care m-au șocat și le-am descris într-una din ultimele mele cărți, care se cheamă Spiralogia, este paradigma descoperirii. Să zicem paradigma descoperirilor Nobel. Adică cineva descoperă Albert Einstein a descoperit fotonul și teoria relativității și a primit la vârsta de 41 de ani premiul Nobel. Ei bine, pentru ca el să realizeze existența fotonului, care este paradigma pe care, care i s-a atribuit lui, există o spirală pe care eu am descris-o. În afară de spirala paradigmei, spirala umbrelor. Aceste umbre sunt 10, 20, 30, 40 de savanți care au lucrat și au studiat și au descoperit lucruri mici pe care, în umbră, l-au făcut pe acest Albert Einstein, care, citindu-le mai multe și gândindu-se puțin mai mult, a decis relativitatea și fotonul. Deci, asta este o realizare de, de facto a spiralei din umbră. Dar paradigma se cheamă Albert Einstein. Aveți un. spuneați, aveți vreo 30 de, de, de cărți, 30 de lucrări de autor. Aveți și un, uh, și un volum de dialoguri pe care l-am uh, citit uh, recent cu scritoarea Cleopatra Laurințiu despre ce nu se uită, se cheamă acest volum. Uh, ce nu se uită pentru Jean-Jacques Askenazi, ce nu, ce nu puteți uita? Uh, me studiând memoria și din, toate, uh, din tot ce am învățat despre memorie, pot să declar cu precizie Că în momentul când memorizarea este însoțită de un element afectiv, emoțional, fie el stres, fie el evocare pozitivă, fixarea este de 10 ori mai bună. În momentul când, în momentul când citești ceva și îți place ceva enorm, adică Înțelegi că acesta este un adevăr foarte important. Cantitatea de emoții, cantitatea de dopamină, de neurostimulator de dopamină, cantitatea de neurostimulator de, de, de afective, endogene, pe care eu le produc, realizează pe anumiți nuclei din creier, așa o presiune încât această memorizare să fixează e, ca și cum ai tipărit-o. Deci, asta este un aspect. În momentul când eu am fost crescut ca un fiu unui român, Marcele Schenazi, oltean, care a fost de concepție similistă. Și m-am trezit în 1940, în decurs de un minut, m-am găsit că sunt de facto un evreu total deosebit de colegii mei de bancă, de colegii mei de clasă, de colegii mei declarat ca o liftă păgână, atunci, atunci, acesta a fost momentul când eu am devenit evreu. Adică, pe mine, Colegiul Național Carol I, clasa I primară A, m-a transformat în evreu. Eu nu am studiat Talmudul, Toraua, cum au studiat-o alți copii care au intrat la 4, 5, 6, 7 ani la ieșivă și au studiat Talmudul, Torawa și știu, și sunt, știu ce e iudaismul și știu, respectă toate sărbătorile. Nu. La mine a fost, la mine s-a produs un șoc. La mine, la mine, eu m-am născut în Bulgaria, la vârsta de 3 ani am plecat la Paris, am fost într-o școală mixtă, de băieți și fete în clasa 3, clasa, când am terminat cele două clase primare, atunci taică meu a decis să plecăm, să venim în România la familia lui și a dat seama că Franța va fi ocupată de armatele hitleriste și atunci am venit aici pentru că după doi ani de școală. Am fost la școala Lumina în Craiova și după 2 ani când m-am scris la Colegiul Național Carol I din Craiova, mi s-a întâmplat acest lucru cu pedagogul tricolor care mi-a descoperit calitatea mea de evreu pe care am început atunci să o studiez, să o analizez și care nici până acum nu mi-am însușit-o pentru că ceea ce un copil învață de la zero la 10, la 9, la 10 ani, nu îl mai poate compensa în veci cu ceea ce învață de la 11 până la 94 de ani. Care e perioada când, până când asimilează omul? Când e bine? Deci primii ani, până la 10 ani? Un om care reușește, până la, de, care reușește de la vârsta de 2-3 ani să-și însușească două limbi, trei limbi, patru limbi, cinci limbi, este perioada cea mai ușoară de a-ți îmbogăți tezaurul lingual. Un om care este biling, triling, quadriling, este un copil care, un copil cu un creier bun, care și-a și însușit la timpul potrivit uh, datele și tezaurul de care, avea ne de care are nevoie în viață. Spuneți că emoția este cea care ne ține creierul tânăr. Emoția este cea care fixează memoria cel mai bine. Memo procesul de memorizare este un proces care are loc, uh, care narativul lui e foarte frumos, dar biochimia lui este și mai frumoasă și uh, fizica, fizica acestei biochimii este. Este o încântare să o cunoști, dar e tot un joc de biochimie. Spuneați la începutul discuției noastre, nu eu am făcut referire la vârsta, la vârsta noastră uh, și cumva ați anticipat, uh, podcastul va fi difuzat pe 18 iunie, a doua zi după, după ziua mea de naștere, când atunci voi face pasul de 7 de ani, deci a, a, ați anticipat această vârstă. Întorcându-mă puțin la vârsta dumneavoastră, acești 94 de ani, Uh, aveți o vitalitate extraordinară, călătoriți, îmi spuneați mai devreme, o să mergeți la, după ce vă întoarceți în Israel, veți reveni în România, ați participat recent la un colov dedicat profesorului Eugen, Eugen Simion. călătoriți, dați iată interviuri, scrieți. Uh, e un secret al acestei, nu doar longevități, prospețimi a minții? care e secretul că Jean Askenazi a ajuns la 94 de ani și este atât de activ în planul intelectual? Nu, no. yeah. Din punct de vedere al unui răspuns corect, este 50% genetică, 50% environment, 50% influența înconjurătorului, a environment, a, a societății, a condițiilor naturale. Probabil că din combinația de DNA dintre mama mea și tatăl meu, am beneficiat de această longevitate care nu caracterizează nici familia mamei, nici familia tatălui, care au murit mult mai devreme, dar ne cred că eu pur și simplu am utilizat acest lucru, adică pe măsură eu încă acum lucrez la spital, lucrez 3-4 zile pe săptămână, lucrez cu salariul la spitalul Shiba din Israel. Și, uh, și fac față la acest lucru. Am întrebat până când o să mă țină și mi s-a răspuns în momentul când găsim unul mai bun, te scoatem automat. Și deci am primit acest răspuns, dar uh, nu pot să spun uh, că am depus eforturi ca speciale ca să mențin. Uh, vreau să spun numai că uh, programul meu de lucru zilnic este de așa manieră încât nu am timp să mă gândesc la bătrânețe, la moarte, adică mi-am soluționat problema cu bătrânețea și cu moartea, știu care e mecanismul de care mă conduce pe, ultima, pe ultimul drum, când așa zisa gaură neagră mănghite pe care noi o numim lumea dreptilor frumos, și uh, am sunt, sunt complet pregătit pentru asta, nu am niciun fel de... Nu vă de, e frică de acest lucru Nu, numai. absolut, nu am niciun fel de temere, nu am absolut nimic, dar, uh, pe mă, dar cât când mă scol în fiecare zi când mă scol, sunt foarte fericit, însă programul care l am, programul că, spre exemplu, ceea ce am în cap că mai trebuie făcut, uh, ar trebui să acopere încă 20 de ani, care din păcate... Trebuie să-i transform în a-i a, a controla zilnic, a doua zi dimineață, după felul cum mă scol. Credeți că Alzheimer, de pildă, că e o boală de care nu to toată lumea se, se sperie. Ce anume? Alzheimer. Da. Mai degrabă îi vizitează pe oameni inteligenți, pe cei care au citit, pe cei care au acumulat, sau pe oameni mai puțin pregătiți, care n-au avut lecturi sau preocupări științifice. Alzheimerul este rezultatul unei unei încărcări cu substanțe care nu își trăiesc procesul lor natural de transformare, să transformă în substanțe de, de eliminare care în loc să fie luate de macrofagi și eliminați de sânge în urină afară, ei rămân în concentrați în celulele din creier și încet, încet ucid aceste celule. Noi, noi ne naștem cu 100 de miliarde de celule de neurone în creier. Aceste 100 de miliarde de neuroni cu care eu și cu dumneavoastră și cu cei doi prieteni ne-am născut au durata de viață pentru dumneata 47 de ani, pentru mine 94 de ani. Deci, singurele celule un om este o federație de 100 de trilioane de celule. Fiecare celulă e o entitate vitală de sine stătătoare. La mine în creier și la oricine în creier sunt 100 de miliarde de celule care poartă numele de neurone. Acolo este inteligența, vorbirea, gândirea, memoria și emoțiile, toate la un loc. În momentul când apare alzheimer foarte mulți neuroni încep să moară și în creier, în loc de această populație de, neuro, de neuroni, apar zone cu lichid cefalorahidian sau zone de atrofie. Deci dispare substanța cu care noi gândim. Și asta nu este nu este chiar dacă omul care suferă de boala Alzheimer dacă chiar începe să învețe italiana 8 ore pe zi ca să-și exercite creierul, nu poate să rezolve problema. Procesul de îmbătrânire, procesul de degenerare a creierului și continuă viața. Este o boală degenerativă, o boală cu modificări biochimice. Cam asta despre Alzheimer. De ce, de ce omul își amintește mai degrabă ce a făcut în urmă cu 20-30 de ani și de multe ori uităm uh, dimineața unde ne-am pus ochelarii sau telefonul sau cheile de la, de la casă. Da. Uh, procesul, uh, memoria se șterge în funcție de întâi să pierde capacitatea de atenție și de memorizare imediată. Adică, eu sunt, adică, procesul de îmbătrânire este un proces în care memoria, memoria veche se păstrează și memoria nouă, memoria de fixare din ultimele săptămâni, luni, ani, este dispare. Capacitatea de fixare, de depozitare a datelor de memorie recentă este, este o capacitate a creierului care se pierde în Alzheimer. Și atunci. A, eu nu știu unde am pus ochelarii, cheile, pantalonii, pantofi, ciorapii și, în schimb, țiu minte ce mi-a dat mama să mănânc când am plâns și m-am supărat la vârsta de șase ani. Ceea ce este foarte paradoxal, dar este un lucru foarte cunoscut, foarte... Cam, cam acesta este. Întrebarea a fost... De ce se întâmplă asta? Deci ne, ne, amintim mai degrabă lucruri din trecut decât cele din a, trecutul apropiat. Da, pentru că fixarea, noua fixare, eu acum am interviu cu dumneavoastră, deci vă privesc, acum a, ochii transmit creierului zona occipitală, imaginea dumneavoastră, imaginea dumneavoastră este întipărită într anumite zone temporale ale creierului și eu, după ce ne despărțim, dacă mă întreabă soția cum arată domnul Ionuț Vulpescu, eu pot să vă descriu. Acest lucru, din cauza vârstei, poate să dispară după 3 zile, 4 zile, 5 zile. În schimb, pot să-i spun cum arăta bunica când aveam eu 5 ani. Ceea ce este foarte paradoxal, că nu mi-aduc aminte figura care am văzut-o acum 5 zile, dar mi-aduc aminte cum arăta acum 90 de ani bunica. Asta înseamnă că și, în, și la școală, nu? în procesul educațional, a trebuit pus accent mai mult pe creativitate, pe imaginație, pe emoție și nu pe ceea ce să zice așa cu un cuvânt poate nu foarte academic, social. Adică nu e bine să tocești la școală. De, de... De, depinde ce fel de creere. Sunt creere care înregistrează cu mare ușurință, sunt creere care e nevoie să fi tocilar ca să le menții, însă depinde de gradul de interes, de, 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 de emoția pe care o trăiești în, când, când, în momentul când profesorul de matematică, cum spunea posatul Solomon Marcus, că faptul că, că în România, elevii nu iubesc matematica, nu e vina lor, e vina profesorilor de matematică. Adică dacă reușești să îi ară, să -i arăți un exercițiu care să se să, să bucure, să-l satisfacă că îl face și asta, asta este un element important și care trebuie să participe la formarea unui unui elev bun. Deci. Toate aceste, deci, acest creier lucrează ca un tot. El lucrează din punct de vedere emotiv, de atenție, de înregistrare, de memorizare, de, de uh, poate să te un profesor care te face de râs în fața clasei după un anumit răspuns, nu-l mai uiți toată viața. Când toată clasa a râs de ce, de, de ce ai spus și profesorul a, 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 menționat asta, asta nu, nu mai uiți până mori. Academicianul Solomon Marcus e un exemplu strălucit că sunt oameni fără vârstă. Aveau tinerețe absolut în dezacord cu vârsta din, din buletin. Ce îți menține această, această tinerețe? Am, am să fac o, o, o deviație de la întrebarea directă, dar am să vă spun că, la un moment dat, Solomon Marcus, foarte mulți ani după ce el a primit titlul de membru plin al Academiei Române, a ținut discursul de primire, care n-a fost atunci când a primit, ci după 15 ani, nu mai știu exact când. Și citindu am remarcat că el face niște referințe despre legăturile dintre celulele creierului și sinapsele creierului, care sunt foarte apropiate de realitatea pe care o cunosc eu ca neurolog. Și atunci când m-am întâlnit cu el la București, am spus, zic, domne, m-a impresionat cu aceste date care dumneata ca matematice. Cum ai ajuns dumneata ca matematician să descrii acemenea relații de, de neuron și de sinapse? Și atunci mi-a spus, liniștește-te. Ce? Cu nouă luni înainte să scriu ce am scris aici, am oprit orice lucru și am învățat neurologie și neuro, neurofiziologie. Am citit ca un elev de dimineață până seară. Deci, asta este și bazată pe cunoștințele mele de autodidact. Deci, cam asta este felul cum gândea el. Mai mi-aduc aminte de ceva legat de Solomon Marcus. Odată, un. Un arbitru de fotbal a interviat și el i-a spus, arbitru i-a arbitru spus, zice, domne, ați scris despre matematică și tot ce vreți, matematică și lingvistică și filozofie și teologie și tot zice, n-ați scris nimic despre matematică și fotbal. Și atunci, Solomon Marcus, iar răspuns zice, stimate domne, eu sunt obișnuit când vine cineva să-mi iau un interviu să fie pregătit, zice, nu ca dumneata care nu știi că am dat două, două interviuri mari despre relația dintre matematică și fotbal. Este într-un număr, un, un text antologic al prosului Solomon Marcus, într-un număr celebrul al revistei Secolul 20, dedicat fotbalului, cu niște contribuții da. excepționale. Da. Mi-am cum are bucuria da, acel da, număr. Da, da. Există nu numai o memorie a oamenilor, ci și a locului și a, a popoarelor, a, a colectivităților. Uh, ce credeți, românii au, au memorie? Sunt dintre, dintre popoare care mai degrabă au memorie sau uh, amnezia îi e, 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 e domină? Nu. Uh, există, există o amnezie uh, fiziologică, normală, adică, adică în momentul în care nu vă mai întâlnesc 10 ani, uit figura dumneavoastră. Asta e o amnezie care, care e naturală, e fiziologică. O, există o amnezie intențională, adică vrei să uiți anumite lucruri, ai capacitatea de a uita anumite. Adică creierul are capacitatea, ca vo, vo, prin voința ta, să elimini anumite capitole la care nu vrei deloc să te gândești. M-ați um, întrebat ce înseamnă că nu poți uita nu poți uita lucruri care, din punct de vedere al rațiunii logicii moralei, te-au jignit, te-au durut foarte mult. Te-au durut foarte mult. Adică, adică, după părerea mea, un intelectual e, are obligatoriu, Capacitatea de a tolera. Un conducător de guvern, de obște, de, 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 de uh, secție de matematică, de secție academică, de secție universitară, el trebuie să fie un tolerant. Absența toleranței provoacă agresivitate, violență, antagonisme, jignire. Deci e foarte important. <coughs> Însă, a fi tolerant în probleme etice, morale, în probleme de existență, probleme care pun viața în primejdie, este, foarte, este, este o zonă foarte delicată și foarte greu de delimitat. Eu, în, în cărțile mele, mă, am uh, exprimat ace aceste, aceste zone, aceste gânduri care sunt foarte greu de tolerat și care nu se pot uita deoarece au în ele o notă de acuzare. De acuzare cu, cu, cu ca, pe care o trăiești și o duci cu tine și dincolo de moarte. Uh, dumneavoastră sunteți teolog, eu sunt neurolog. Am, uh, eu, eu, după ce l-am studiat pe Immanuel Kant, am fost obligat să accept anumite, uh, anumite influențe metafizice asupra științei. Și am să vă explic de ce. El, la un moment dat, după ce stabilește care, este, care sunt principiile de rațiune esențiale, el vorbește despre fenomenul paradigmei procesului preventiv paradigma procesului preventiv. Pe exemplu, eu, când am fost invitat să vorbesc la fundația lui Eugen Simion. Eu am fost de zeci de ori la fundație și am întrebat unde vorbesc și mi s-a spus sus la etaj. Și am spus, eu n-am fost niciodată sus la etaj. Unde sus? E loc sus la etaj? Zice, da, e loc. Și atunci, când m-am dus cu disconchi ca să la sus la etaj ca să vorbesc, deja aveam în minte paradigma procesului prelucrativ. Adică mi-am imaginat asta trebuie să fie o sală ca aceasta cu multe scaune sau e un anfiteatru sau este o sală lungă sau o grată, deci eu nu m-am dus eu nu am fotografiat la eu n-a fost o percepție curată adică m-am dus într-un loc nou am fotografiat și s-a născut percepția vizuală în creierul meu nu a, a, a fost o prelucrare creierul meu a inventat câteva posibilități și asta spune Kant asta deci asta, asta. cum poate creierul să și imagineze lucruri care să nu fie cu o influență metafizică. Este foarte greu de desprins această influență de procesele care au loc în creier. Însă, și date de fizică cuantică sau de, de neuroștiințe nu le poți complet despărți de metafizică. legat de asta pentru că nu ați studiat numai despre memorie nu ați scris numai despre amintiri despre memorie ci și problema somnului ați ținut chiar o conferință la Academia Română aveți o carte Enigmele somnului care sunt enigmele somnului? Interesant este că pentru ca dumneavoastră să ajungeți la 47 și eu la 94, avem nevoie să petrecem o treime, o treime din toată viața noastră în somn. Dacă nu ne petrecem o treime de viață în somn, atunci se întâmplă lucruri foarte grave. Adică timp de, de, timp de trei zile, dacă ții un om timp de trei zile, fără să doarmă, nu poți să faci cu el o formație de atac militar undeva, pentru că încep tot să doarmă pe unde merg. Adică dacă după patru zile de insomnie pui o echipă de ostași să ducă o pancardă, ei duc pancarda, dar la fiecare, dar dorm câte 5 secunde la fiecare pas, de, pe măsură ce mută un pas cu altul, ei dorm. Deci, nu, ex, nu există posibilitate de a trăi fără a dormi. Acest fenomen, dacă întrebi pe cei mai mari specialiști din lume pentru ce dormim, nimeni nu poate să vă răspundă exact pentru ce dormim, dar când s-au făcut examene pe animale, dacă ai împiedecat un animal să doarmă timp de două, trei, patru zile, el moare. Și felul cum moare, moare cam exact cum moare unul care e bolnav de o boală de autonomie ori de, de cod, de, de un virus foarte grav. Deci, deci este o necesitate. Acum, vis... Problemele despre, despre somn sunt uh, fără sfârșit, sunt, uh, putem vorbi cât vreți, dar uh, are, ten, are tendințe naive de interpretare uh, a, a viselor. Adică nu există oameni care să nu viseze există oameni care nu sunt conștienți că ei visează și există oameni care neagă că au visat pentru că nu-și aduc aminte niciodată de un vis. Dar nu există om care să nu viseze. Și toți oamenii visează? Toți oamenii visează. În somn, când se trezesc, nu cred că visează toți. Dar nu. în somn, toți oamenii visează? Toți oamenii visează. Adică dacă te, dacă te trezești în mijlocul unui somn, îl ții minte un minut, două. Până după aceea, luiți. Ce lungime au visele? Putem cam cât de durează de un vis. Un, un de somnul, somnul cu vise se cheamă somn paradoxal și el este foarte scurt în primele două ore de somn, puțin mai lung pe următoarele două ore și în ultimele două ore este foarte lung. Pe măsură ce te apropii de trezire, somnul este mult mai lung. Și de obicei, uneori, când din cauze, din motive de. Uh, ale aparatului urinar, trebuie să te scol mai repede și te scolă în mijlocul visului, îl ții minte. Dar uiți foarte repede. Coșmarurile cum apar? Coșmarurile sunt uh, fixarea unui eveniment traumatic în timpul perioadelor dinaintea somnului care se repetă, care se fixează pe anumite zone temporale ale creierului și se repetă. Adică visul colectează din anumite zone ale creierului evenimente petrecute în creier, pe care le transformă în niște visuri fără explicații nu există legile logicii și rațiunii sunt șterse în somnul paradoxal. Și atunci pot să visezi că un cal intră prin perete ca e de culoare albă cu ochii verzi și din limbă iese foc. Adică tot felul de combinații, poți, care nu au nicio, nu, nu respectă nicio lege de logică sau rațiune, îți apare în vis. Un profesor, cu asta poate nu chiar trebuie să încep, dar oricum mai la început. Cum, cum ați ajuns la neurologie? Cum ați devenit un profesor recunoscut în domeniul acesta? Uh, la neurologie și nu la altă disciplină, pentru că ați făcut medicină. Da. Uh, am fost două lucruri, vreau să vă spun. Uh, Tendințele, tendințele, mele de a ajuta oamenii, de a, adică după anumite caracteristici ale istoriei tinereții mele, între 10 și 16, 17, 18 ani, m-au determinat să mă îndrept că să am aceste tendințe umaniste. Ca să mă înțelegeți, v-aș povesti cum am, cum am reușit eu. Mi se spune că în Israel eu sunt de 50 de ani, trăiesc în Israel mi se spune că dintre toți emigranții evrei care au venit din România, eu sunt singurul care la vârsta de 50 și care care, venind la o vârstă foarte înaintată în Israel, am devenit profesor de neurologie. Este un fenomen greu de crezut. Și am să vă explic care e mecanismul. Am plecat din România, elev al școlii Gheorghe Marinescu, un pașaport bun. Mi-am făcut probele de specialist neurolog, le-am trecut bine. Am fost primit ca specialist neurolog la o clinică universitară și am început să lucrez acolo. Am început să învăț limba și să pot să dau câteva lecții scurte la studenți și la vârsta, dar eram categoric sortit să deviu medic de circumscripție la o policlinică undeva și să fiu medic emigrat din România. Eram, aveam salariu bun, lucram la un spital universitar în Tel Aviv, totul era, aveam clinică particulară, totul mergea foarte bine și la un moment dat deschid televizorul seara, și văd că o grevă într-un orășel din sudul Israelului, toată populația acestui, acestei comune care se cheamă Yeruham, a ieșit în grevă pentru că a murit o fetiță de șase ani pentru că n-a fost medic care să-i facă penicilina pentru că avea o pneumonie. Și a murit din lipsă de medic cu o pneumonie la vârsta de șase ani. Și asta m-a impresionat extraordinar când am văzut pe tot, toată Comuna, am văzut-o televizată cu uh, uh, revoltată că nu există medica și știam că Israelul este o țară cu cel mai mare număr de medici, cu medicină foarte dezvoltată și că să moară un, un copil de șase ani pentru o pneumonie, că nu are ce să facă, zic, mi-e, mie greu să înțeleg acest lucru și eram foarte revoltat în momentul când, L-au întrebat pe medic de ce, de ce a plecat, unde a fost și de ce, și când l-am auzit că spune că populația se comportă cu el ca, ca, ca niște animale, atunci m-am decis 100% să a doua zi dimineață să mă urc în mașină cu soția și să văd despre ce e vorba acolo. M-am dus, a fost, e, sunt două ore jumate de călătorie din Tel Aviv până la Eruham, acolo, m-am dus acolo am văzut, m-am dus acasă la familia asta, se cheamă Tuval, se chema familia, să am vorbit cu mama, mi-a spus cum a murit fetița, i-am văzut păpușile, am văzut-o pe mama plângând și m-am decis să mă duc acolo un, o zi pe săptămână să viu, să dau asistență la tot. am, am început să dau asistență, Universitatea de, de acolo din Berșeva, care a fost creată pentru ca să asigure asistență medicală la toate comunele din prejur, au zis ăsta este un troublemaker. Ăsta este un nebun care, în, care este medic la Tel Aviv și vine două ore jumate cu mașina aici să dea consultații în satul ăsta pentru ca să demonstreze că noi nu suntem în stare să dăm doctor și că toată universitatea a fost creată de pomană. Asta vrea să ne, să, să, să ne facă de rușine, vrea să ne și au început o campanie îngrozitoare. Am rezistat trei ani de zile, am câștigat încrederea populației, am dat asistență, am scăpat câțiva epileptici. Din, din crize, am, in, am internat o mulțime de oameni în, la, la spitalul din Berșeva și după aceea primarul și cu oamenii, cu șefii comunei au decis să mă declare cetățean de onoare al acestui Ieruham. Deci eu sunt cetățean de onoare a acestui Ieruham. Deci, asta pentru mine a fost cel mai important premiu pe care eu l-am primit în viața mea. La vârsta de 50 de ani, am primit premiul de cetățean de onoare al orașului Ieruham. După aceea, am, am, am avut onoarea să-l cunosc pe președintele, pe, primul, pe statului, pe primul ministru, pe ministrul de. De, de, am colaborat cu Ministrul Sănătății, am scris tot ce trebuie făcut care, pentru... Care ar fi personalitatea omul de stat care va impresiona din toate aceste întâlniri? Menahem Begin. Menahem Begin, cu care, cu care l-am cunoscut personal, cu care am stat de vorbă de nenumărate ori, cu care mă duceam sâmbătă la întâlnirile lui deschise cu publicul în care faptul că faptul că soția lui Eliza Beghin a apreciat enorm ce am făcut acolo la Eruham și a continuat cu mine niște proiecte pentru copiii sărași din Ierusalim această revoltă pe care am trăit-o eu mi-am pus întrebarea domne, eu pentru ce am părăsit pentru ce am părăsit București unde eram medic primar la Spitalul 2 CFR, eram la policlinica cu plată, aveam salarii bune, eram pentru ce am venit în așa zisa țara mea, să deviu din, din medic bun, dar evreu, să devin, am devenit medic bun, dar român, zic, pentru ce am făcut asta? Și atunci mi-am pus întrebarea, Pot eu să-mi permit să las ca fetița asta să moară din cauza că nu are cine să-i facă o injecție de penicilină? Și m-am dus acolo. Și m-a revoltat asta. Adică procesul, probabil că fapt, adică răspunsul corect la întrebarea cum poți mă unul care a venit din România, a venit la, ca bătrânel, a venit acolo, a ajuns profesor. Zic, uite-te, m-a lovit ceva. Tare de tot, am înnebunit, m-am dus acolo trei ani, m-au luat aia în brațe, m-au făcut ce m-au făcut, am devenit cetățean de onoare. Uite, domne, sunt profesor în Israel. Probabil că da, această întâmplare, care a fost pur și simplu o reacție, o reacție umană. Orice om normal în asemenea condiții, că moare o fetiță de șase ani pentru că nu are ce de pneumonie în 1000, în 1000. 9, 1978, într-o țară în care, în care me, sunt sute de medici și medicina e bună, etc. Ce, ce, unde trăim? Deci tot emoția declanșată în dumneavoastră... Revolta, revolta. emoția, revolta, cum stai puțin, ce, ce fac? Cunoscând bine situația atât din Israel, cât și din România a sistemului medical, dacă facem o analiză comparativă, care ar fi apropiere și deosebire dintre Israel și România? Oamenii care termină facultățile de medicină în România sunt foarte bine pregătiți și însă nu au la dispoziție toate, tot procesul investigativ și curativ pe care îl oferă medicina pe care ei au învățat-o. Ei nu pot să aplice remeneurile și remeneu funcțional și pozitrone, în tomografii și cu toate celelalte e, lucruri pe care ei le învață la facultate, că există și sunt, pentru că nu există, infrastructura necesară. Infrastructura necesară. Diferența nu e aceea calității a medicilor, ci chestiunea de infrastructură. Da, adică calit, 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 studiul, studiul medicinei e un studiu bun. Oamenii, foarte mulți oameni care au venit și au studiat medicina în România sunt șefi de secție în Israel. Iar ăia care au făcut ăia care au făcut studiile în Israel și au luat note excepționale, șef de promoție, au plecat în America. Care, -i, care -i granița dintre neurologie și psih psihiatrie? Unde se termină neurologia și unde începe psihiatria? Uh, s-a născut ca neuropsihiatrie. Știința medicală, că prima care s-a născut, a fost neuropsihiatria. În timpul lui Gheorghe Marinescu, când avea Gheorghe Marinescu vreo 40 de ani și lucra încă la, în Paris, la Salpetrier, s-a luat hotărârea ca neurologia să se separe de psihiatrie. Și a fost școala de neurologie pe care a instalat-o Gheorghe Marinescu în România, școala de neurologie Gheorghe Marinescu este separată de psihiatrie. După aceea, neurologia s-a împărțit în neuropediatrie, neurochirurgie, neurologie și așa mai departe, în foarte multe secții. Adevărul e următorul. Un neurolog care nu cunoaște deloc psihiatria e periculos pentru bolnav. Un psihiatru care nu are noțiunile de bază de neurologie e periculos pentru bolnav. De ce? Pentru că un neurolog care tratează un caz de, de schizofrenie sau de depresie sau de bipolară sau de anorexie și nu cunoaște elementele de, de psihiatrie, nu poate să vindece bolnavul. Iar un psihiatru care nu are noțiuni de neurologie poate să trateze cu substanțe psihoterapice, unul care are o tumoră în cap de într-o anumită zonă liniștită și să-l țină pe cu tumor în loc să-i o scoată, să-l țină pe la 10 ani în tratament de minte zruncinată cu psihopatie. De ce există o pudoare sau chiar o o, mai mult decât atât, chiar o intoleranță a societății sau un sentiment de rușine de multe ori atunci când se vorbește despre afecțiunii psihice. De ce? De ce societatea nu, nu este tolerantă, cum spuneați, să folosim? Întoarcem da. la acest cuvânt. Există o, există o noțiune pe care dumneavoastră, ca teolog, că o să fie foarte ușor să o înțelegeți, există Lupta contra stigmei. Fiecare om se luptă în contra unei stigme care îi se aplică și de care e foarte greu să scapi. Și, spre exemplu, epilepsia. Epilepsia a purtat timp de secole numele de Morbus Sacer, adică Dumnezeu te-a blestemat să cazi jos de trei ori pe zi și să te scuturi în inconștiență să muș limba, să scoți sânge, până când -a, au început să se înțeleagă ce este epilepsia și să fie tratată. De exemplu, când uh, ai o problemă de... ai halucina, ai o halucinație sau ai o obsesie, sau ești compulsiv, adică dai, 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 mâna cu cineva și te duci repede la baie să-ți speli mâinile că ești plin cu, cu, bacterii și cu virusuri. Acest lucru, provoc, ace, dacă te duci cu asta la un psihiatru, capeți stigma de bolnav psihic. Și a, fi, a avea o psihoză, a fi tratat de o boală psihică, e o stigmă. Și atunci, foarte mulți din ăștia se duc la neurolog. zice, Doamne, eu m-au trimis la psihiatru în la 18 ani, la 20 de ani, la 30 de ani. Eu nu mă, nu mă duc la psihiatru, eu nu, eu nu sunt nebun. Nu mă duc la psihiatru. Și atunci vin la neurolog. Neurologul, dacă e corect, Trebuie să-l convingă să se ducă la psihiatru. Dacă văd că n-am nicio șansă, îl tratez cum știu cu psihiatria, care o știu eu. Și așa am multe cazuri, care de 30 de ani, de 40 de ani, de 35 de ani îi țin în serviciu și care i-am învățat să se ducă, să se spele pe mâini fără să-i vadă toată toată banca și fără să aibă lângă ei un coș cu 30 de hârtii acolo făcute cocoloș. Adică să mascheze acest lucru și ca să poată să mențină să lucreze în continuare. Am foarte mulți din ăștia care am ajutat. Este această tendință, această frică a omului să poarte o stigmă. Ați vorbit de bipolaritate. Ea e foarte creativă în artă și avem exemple strălucite. Am avut recent un dialog, am avut o invitată pe scritoarea Nora Yuga și îmi spunea că unul din cele mai interesante dialoguri din viața ei a purtat cu schizofrenici. Cum se explică asta? Schizofrenia este o boală în care creierul nu trăiește în realitate. Adică creierul este rupt de realitate. Adică este creierul schizofrenicului, este un creier care trăiește în abstract, fără nicio legătură cu uh, realitatea de zi de zi și uh, una din marile mele succese. Ca medic neurolog în Israel, este legat de această întrebare. Adică, eu de șase ani, în cadrul unui curs uh, multiprofesional, multidisciplinar, vorbesc despre anosognozie, lipsa cunoașterii, recunoașterii bolii. Schizofreni, 50% din toți schizofrenicii nu recunosc că sunt bolnavi. El își are mintea lui, judecata lui, vede lumea cum, cum o vede creierul lui, el nu recunoaște că este bolnav. Și atunci a toate posibilitățile de a-l trata dacă eu tratez, dacă eu întâlnesc un bolnav de schizofrenie care are anosognozie, nu recunoaște că e bolnav și spun, domne, după două minute văd că vorbește aiurea de ce e schizofrenic și spun, domne, dumneata trebuie să iei tableta asta și asta, asta, el îmi spune, tableta asta și asta și asta o iei dumneata. Eu nu iau, că eu n-am, de ce să o iau. Două dumnea, iau dumneata, nevasta dumitale, eu nu iau medicamente, eu, na, eu nu sunt bolnav. Și atunci, posibilitățile de a interna, acum, dat, dat, dat fiind toate conferințele pe care le-am dat timp de șase ani la judecători, la avocați, la juriști, unul din judecătorii din Israel, care poartă numele de Schmuel Berliner, a hotărât, a luat, a decis procese, a, 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 a dat hotărâri judecătorești ca cei care suferă de boala care am descris-o eu, de schizofrenicii care nu recunosc că sunt bolnavi, le-a dat posibilități speciale de a li se prelungi perioada de internare și de a avea posibilitatea cu anumite tehnici, patru tehnici pe care le-am descris, să încerce să le, să administreze anumite lucruri care să poată să-i readuc, să-i poată să facă conștienți că ei nu sunt ca toți oamenii, ci sunt diferiți. Deci am reușit acest lucru care, care îmi dă o mare, mare satisfacție. Care, bineînțeles, fără să fiu uh, care uh, cetățean de onoare al Ieruhamului nu nu a ascultă nimeni Ce care spun? e cel mai puternic sentiment omenesc cel mai puternic sentiment omenesc bucuria de a trăi bucuria de a trăi un om care are capacitatea de a se bucura că trăiește este este lucru este lucru cel mai important. Adică e un momentul când mă despar de un prieten, de cineva care mi-a făcut o, o, impresie bună, cum ar fi cazul de față, v-aș spune, domne, îți urez să ai bucuria de a trăi. Fără bucuria de a trăi, viața nu e, nu e frumoasă. Aveți bun prieteni aici în, în România și aveți așa, în, în acest volum pe care l-am citit, mini-portrete. Trebuie să spunem că acest dialog îl înregistrăm la Institutul de Biologie și Patologie Celulară Nicolae Simionescu al Academiei Române. Doamna academician Maia Simionescu ne-a facilitat acest, acest dialog. E una din prietenele noastre apropiate, recent ați participat zilele trecute la un coloviu dedicat uh, memoriei profesorului Eugen Simion. Aveți rânduri extraordinare despre regretatul prozator Augustin Buzura. Aș vrea să ne oprim uh, asupra, măcar a lor, pentru că sunt oameni pe care, pe care, în care sunt și mie foarte, foarte apropiați. Augustinul, cum îi spuneam eu, uh, uh, academicianului Buzura, care, ca să, ca să vă spun, uh, când mi-am dat seama că între noi doi există o, 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 o prietenie autentică, am, uh, am scris o carte despre conștiință și uh, am rugat pe un distins neurolog să o prezinte. Și mi-a spus, domne, o prezint la data de cutare și uh, o prezint la la fundație, treia să o prezint. Și uh, am venit cu două zile înainte, am dat telefon și mi-a spus, am rugat-o pe soția lui să-mi ia pe domn profesor și domn profesor nu e aici. Când vine înapoi, peste două luni, zic, doamnă, peste două zile trebuie să prezinte cartea mea. Deci, nu zice, e plecat în Grecia, nu poate să vină. Zic, vă rog să-mi dați telefonul, eu nu pot să-i dau. Dați-mi telefonul, mi-a dat telefonul lui, am dat telefonul, zice, domne, am uitat. Eram mort, trebuia, erau vreo 30 de invitați la Fundația de Știință și Arta lui Eugen Simion. Zic, mă fac de râs acum, ce mă fac? A? Și îl întâlnesc pe. Maestru academicianul zice, văd că ești trist cei cu tine, zic, uite, mă fac de râs. A anunțat că un distins neurolog îmi prezintă cartea și a dispărut. Zice, când, când trebuie să o zic, Mâine, Zic, mâine sau poi mâine dimineață la 11 la fundație. Pe, zice, nu-i nimic, acum nu-i nimic. Zice, ți-o prezint eu. Păi zic, domne, e plină de neurologie, zice, nu mă insulta. Ai uitat că eu sunt psihiatru? Uitasem că el e psihiatru. Și zic, nu, iartă-mă, zice, uite, am jumate oră, întrerup toate activitățile pe, până mâine și mi-a cartea. I-am adus cartea, a venit și mi-a prezentat-o, a fost un mare succes. A prezentat cartea divin acolo și asta. asta este... Augustinul Buzura. Este un om deos era un om deosebit. În afară de asta vreau să vă spun, romanul lui despre singurătate este foarte apropiat de, de iudaism. Adică, eu am 94 de ani, la vârsta mea pot să spun ce vreau. Poate să cine vrea să mă acuze, e liber să mă acuze, am fost preocupat toată viața de faptul că dacă e vreu deosebit de ceilalți, foarte mulți. Colegi din România consideră că evreii sunt mai deștepți decât ceilalți. Alții spun că sunt mai șmecher, alții spun că sunt preocupați de, iubesc banii, alții spun că suc sângele și așa mai departe. Eu am ajuns la concluzia că, din punct de vedere genetic, noi suntem absolut identici cu celelalte 195 de popoare. N-avem absolut nimic deosebit. Însă, acest sentiment de care a, a scris raport asupra singurătății uh, Augustinul Buzura, cu anumite, cu elementele de singurătate pe care le descrie în toate operele sale Mihail Sebastian, și cu foarte multe. Elemente de singurătate care, care duc pe vreul la autoacuzare, tendința lui de a se autoironiza, de se auto. de, de a se au, de auto de sine. Aici cred că este deosebire. Adică, pentru ca o trăsătură să capete pecete genetică, trebuie să treacă 50 de mii de ani. Această trăsătură de singurătate și autoacuzare, care cred eu că este specifică evreului, și, și spuneți undeva într-o scrisoare, da. tu spune că un om este un univers, iar eu ți-aș răspunde că un popor e făcut din toți bolnavii mei, din toți pacienții mei, la o la altă, dacă aș avea 5.000 de ani. <laughs> este ce. Această, da. da. Spuneți-ne în același loc, faceți o dezvăluire, cum se zice astăzi. E, vorbiți despre profesor Eugen Simeon, care era un introvertit și care, la momentul în care a plinit 85 de ani, a vorbit despre niște fantasme, le numea dumnealui. Da. Niște, hai să zicem, niște crize, niște, da. niște momente de reflexie da. puternică. Da. Nu e un Eugen Simion cunoscut, nu, e, nu acesta este. Nu, nu. Eugen Simion a fost marginalizat în momentul, în momentul când Eugen Simion a fost șef de promoție, el a terminat facultatea de filologie ca cel mai bun, șef de promoție. Deci, conform statutului, el trebuia, să, el trebuia să stabilească unde să duce ca să poată să-și etaleze toate talentele lui demonstrate în facultatea de filologie ca filolog, ca lingvist, ca ce critic de artă, ce vrea el să fie. Și atunci, pentru că UTC-ul sau UTM-ul îi scrisese pe pe dosarul lui personal, faptul că a participat la o ședință în care uh, toți au adus elogii Revoluției din Budapesta. Uh, din 56. Așa, e, el a, a, a scris acolo contrarevoluțional și l-au uh, repartizat într-un într cătun lângă măcin, la o distanță de uh, nu știu câte zeci de kilometri de primul personal. Și atunci el a hotărât să nu se ducă și a rămas cinci ani și jumătate, a rămas fără serviciu, marginalizat, fără serviciu. Porma el a arătat cine este, încet, 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 uh, Călinescu și așa mai departe și a ajuns președintele Academiei și în uh, și cu 5 ani, 6 ani înainte să se prăpădească, a fost o ședință la Academie și atunci Ani s-a destăinuit cu acest lucru. Pentru prima dată, toată viața lui nu a cerut compensații, n-a declarat că a fost chinuit de Partidul Comunist, nu s-a plâns că a fost marginalizat, nu a cerut uh, să se plătească cei șase ani care i-a pierdut. Nu s-a butut cu pumnul în piept că, cine a, că a suferit el de comunism și asta. Niciodată. Singura dată când a povestit că a suferit mult a fost atunci o destăinuire față de colegii lui la Academie despre ce i s-a întâmplat. În afară de această poveste, niciodată, nu s-a plâns. Și de asta am spus că pentru mine acest om e un exemplu de verticalitate etică, morală. Cum gestionăm pierderea ființelor dragi, oamenilor care ne sunt apropiați? Cum? Cum gestionăm pierderea ființelor dragi, oamenilor care ne sunt apropiați? Adică, adică academia este, după părerea mea, obligată să scoată în pleiadă să scoată un volum sau două a operii lui uh, Eugen Simion Că n-a fost critic bun, că au fost alții critici buni, că sunt uh, tot felul de academicieni care spun că n-a fost nimic de capul lui, uh, toate astea de pus la o parte și de scos două volume în pleiadă despre Eugen Simion care merită pe deplin acest lucru. Asta e primul lucru. Al doilea lucru, care este de importanță capitală pentru onoarea Academiei Române, ca cele 20 sau 19 volume de pansel rop care conțin perle de inteligență, de cunoaștere, de gândire, să fie luate de un doctorant sau doi sau trei sau patru și scrise o două volume despre istoria lui Panselorop. Panselorop, odată cu moartea lui Eugen Simion, nu mai poate continua. Deși Thierry de Mombrial și foarte mulți oameni vor neapărat să continue, nu poate continua, pentru că numai un om. Cu motivația lui Eugen Simion, putea să strângă banii de hotel, de mâncare, de prânzuri, de avioane, de toate, de ca, 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 ca să aducă toate academiile din Europa aici. Așa. Asta trebuie, o, asta numai el a putut să o facă. Nu, nu, nimeni nu poate să facă așa ceva. Oricât de mare ar fi. Și atunci toate aceste volume trebuie luate, prelucrate și în probleme de educație, valoarea educației valoarea religiei, rolul, posibilitatea de a uni națiunile și teme esențiale care sunt acolo îngropate, între ele toate adunate pe teme, cu indice, cu indice cine a participat asta, și a făcut un volum, un volum mare din acești 20 de ani de gândire și de activitate. Asta înseamnă așa înseamnă în 20 de ani sunt a, a patru zile că dura Panselor sunt 80 de zile petrecute la Academia Română din 2002 până în 2023 care trebuie indexate prelucrate și băgate, asta face parte integrantă din tezaurul Academiei Române. Nu face asta, e o crimă. Care e lucrul la care țineți cel mai mult în viață? Eu? Da. Autenticitate. Spuneți undeva că nu sunteți Emil Zola, sunteți un medic român format în trei regimuri cu aceiași oameni. Da. S-au schimbat regimurile, oamenii au rămas da, aceiași. Da. Oamenii s-au adaptat regimurilor sau au fost tulburați de aceste schimbări? Nu, și una, și alta. Oamenii, oamenii au. De 89 s-a terminat era dictaturii proletare, proletcultismul, cultura personalității. Regimul Ceaușescu s-a terminat. Au fost împușcați, a fost, o, a fost ceva foarte urât. Dar, în sfârșit, din punct de vedere istoric, nu, 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 nu mă pricep la politică, nu vreau să mă, mă amestec în treaba asta. Dar trebuie ca ceea ce s-a făcut și rămâne pozitiv, trebuie face parte integrantă din istoria României, istoria Academiei și trebuie a ceea ce am spus cele două lucruri realizate. să profesor, mulțumesc mult pentru acest dialog, a fost un privilegiu și în final aș vrea să vă rog să adresați un gând, o urare, un îndemn celor care urmăresc acest podcast, Avangarda cu Ionus Vulpescu. Da, De Urez din toată inima să continuați. Urez din toată inima ca uh, cei care ascultă uh, emisiunile domnului Ionuț Vulpescu să se gândească după ce se închide emisiunea care este esența mesajului pe care domnul teolog uh, Ionuț Vulpescu îl vrea să-l treacă, să-l traverseze celor care îl ascultă de fiecare dată. Mulțumesc mult, domnul profesor. Multă sănătate.